Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor. Iar slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Începem o nouă săptămână. Mă rog că Dumnezeu să-mi dea cuvinte care să-ți fie de folos, care să te ajute, care să te încurajeze și care să te împingă la fapte bune. Mă rog, eu să fiu încurajat de ce voi împărtăși. Așa mă rog, Doamne, să fiu încurajat de ce voi descoperi, de ce voi împărtăși. Cuvântul tău să-mi dea viață. În aceste vremuri destul de ciudate, destul de deosebite, fără precedent, din multe puncte de vedere, avem nevoie că omul nostru interior să fie întărit prin niște proteine spirituale. Suntem în cartea Esterei. Ester, capitolul 2, versetul 13. O să mai medităm la acest pasaj care spune: așa se ducea fiecare fată la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului. Săptămâna trecută am vorbit despre în casa tatălui meu sunt mai multe locașuri. Săptămâna asta vreau să vorbesc de trecere de la o casă la alta. Trecere de la o casă la alta. Trecere de la casa femeilor, de la casa împăratului. Și textul îmi spune aici în Estera și reamintesc pentru cei care sunteți, poate ați venit nu de mult, reamintesc perspectiva cu care studiez cartea Esterei. E pentru perspectiva împărăția lui Dumnezeu. A descoperi ce se întâmplă într-o împărăție. Legile, principiile unei împărății, a înțelege, da? Nu stau foarte mult să vorbesc de latura culturală, istorică, are locul ei, rolul ei, dar aici mă interesează a descoperi legile spirituale ale împărăției, principiile împărăției în care trăim. Pentru că pământul sau realitatea în care tu și eu ne mișcăm, dintr-un anumit punct de vedere, adică asta fizică, materială, e doar o mică parte de împărăție, de împărăția spirituală. E doar o mică parte. Deci, trecerea de la o casă la alta, Atunci când o fată trecea din casa femeilor în casa împăratului, Biblia zice, o lăsa să ia cu ea tot ce voia. Această trecere, automat, venea împreună, anumite lucruri venea cu această trecere, trecere de la o casă la alta. Avem nevoie de înțelege cum putem trece de la o casă la alta și adică de la un nivel la altul. Și în această săptămână cu ajutorul lui Dumnezeu, despre asta vreau să vorbesc și, cum să spun, totodată voi reaminti, voi reveni asupra ce înseamnă diverse niveluri care există. Mai multe locașuri, mai multe locuri, mai multe dimensiuni, mai multe niveluri. Dar aș vrea să încep astăzi prin această afirmație. Chiar ceea ce numim noi întoarcere la Dumnezeu, când un om se pocăiește în sensul că hotărăște că viața lui să ia, adică alege că viața lui să ia o altă direcție pentru că a auzit Evanghelia și a crezut Evanghelia și a crezut în mesajul lui Iisus Hristos
și se întoarce la Dumnezeu sau se pocăiește. Se întâmplă această naștere din nou. Dar chiar și acest eveniment e o mutare dintr-o casă la altă. Să vorbim de trecere, dar vreau deja să-ți arăt. Dacă te-ai întors la Dumnezeu, dacă ai crezut în Iisus, să știi că ai trecut dintr-un loc, dintr-un locaș în altul. O să citesc asta imediat. S-a întâmplat o stramutare dintr-un locaș în altul. Hai să citesc în Coloseni, pistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 13, apostol spune cuvintele următoare. El ne-a izbavit de sub puterea întunericului și ne-a stramutat în împărația fiul dragostei lui. Ne-a izbavit de sub puterea întunericului și ne-a stramutat în împărația fiului dragostei lui. Există o trecere de la un locaș numit puterea întunericului la alt locaș numit împărație fiul dragostei. Fiul dragostei lui. Există o trecere. Deși când te-ai întors la Dumnezeu și dacă nu te-ai întors la Dumnezeu, întoarce-te cât mai repede poți. Cât mai repede poți pentru că nu mai este mult. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Când te-ai întors la Dumnezeu, probabil adresa ta nu s-a schimbat. Datele din buletinul tău nu s-a schimbat. Probabil ai mers mai departe la aceeași școală sau ai mers mai departe la același loc de muncă. Și totuși, din punct de vedere spiritual, ai avut o schimbare de loc. Ai trecut de la o casă la alta. Ai trecut dintr-un locaș în alt locaș. De aceea, după ce te întorci la Dumnezeu, există anumite lucruri noi. Există experiențe noi. De ce? Pentru că a fost o stramutare. Deși în aparență, când te-ai întors la Dumnezeu, deși în aparență, pentru oameni din jurul tău, ești același persoană, dar de fapt nu mai ești același persoană, pentru că tu te-ai dus într-un alt loc. Și persoanele apropiați, sigur, văd o anumită diferență. Și dacă ei înțeleg, să zic, Evanghelia, vor înțelege că te-ai mutat de la întuneric la lumină. Iar pentru alții nu se înțeleagă. O să zic, încep să te comporti ciudat sau nu știu ce, dar nu se înțeleagă, de fapt, tu te-ai mutat. Ai trecut dintr-o casă la altă. Însă, casa unde te-ai mutat, când ai trecut de l'întuneric, l'împărăția fiul dragostei, l'împărăția lui Dumnezeu, trebuie să știi că în împărăția lui Dumnezeu sunt mai multe locași. Și sigur, la fel cum nașterea ta din nou este și rezultatul sau e un fenomen care se întâmplă pentru că și spiritual ai trecut dintr-un loc în altul. Deși n-ai schimbat adresa ta fizică. Mai departe, când vorbim de creștere spirituală, din punct de vedere spiritual, trecem dintr-o casă în altă, dintr-o slavă în altă. Din slavă în slavă, dintr-un nivel la un nivel mai înalt. Și la fel cum
nu e totdeauna neapărat vizibil, dar pentru cei care sunt atenți, este vizibil, dar nu e totdeauna vizibil. De exemplu, am vorbit de când un om se întoarce la Dumnezeu, da, oamenii nu se vadă, uite, se comportă diferit sau nu, dar nu voi înțelege faptul că, de fapt, omul s-a mutat. A trecut într-o altă împărăție. Decât cei care înțeleg aceste principii sau aceste fenomene. Tot așa, când ieși în împărăția lui Dumnezeu și începi să treci din slavă în slavă, nu totdeauna oamenii își vor da seama. Uneori poate chiar și tu s-ar putea să nu-ți dai seama. Dar de obicei o să-ți dai seama că există mai multe locașuri, există mai multe niveluri. Și dacă nu există întoarcere la Dumnezeu, dacă nu există naștere din nou, fără schimbare de locaș, nu există progres spiritual și dezvoltare și maturitate spirituală adevărat fără mai departe schimbare de locaș. Și mâine vreau să-ți arăt din nou cum să spun, un aspect. Mâine, poi mâine, o să văd cât de tangibil și cât de real sunt aceste trepte, aceste niveluri, aceste locașuri de care îți vorbesc. Sunt reale, nu sunt povești. Și poți experimenta, și probabil ai experimentat deja o trecere dintr-o casă la alta, dar poți să experimenteze mai mult. Doar dacă am spus că ai ajuns deja la statura plinătății lui Hristos, atunci nu mai ai nevoie să treci la o altă casă, la un alt nivel de slavă. Dar dacă nu ai ajuns acolo, eu sunt încă departe de acolo. Dar mă rog cu ajutorul lui Dumnezeu să înaintez la alte niveluri care să mă ajute să mă apropie de acest cel, deși mi se pare imposibil, dar trebuie să cred Scriptura. Dacă Dumnezeu zice că El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, învățători, doctori, evangeliști, pentru zidirea sfinților, ca toți să ajungem la statura plinătății lui Hristos, dacă asta e planul lui Dumnezeu, chiar dacă mi se pare de necrezut, trebuie să cred. Trebuie să spun, Doamne, nu știu cum o să faci asta. Nu înțeleg cum să faci asta cu un păcătos ca mine. Dar dacă asta e cuvântul tău, dacă asta e planul tău, zic da și amin. Astăzi am vrut doar să vorbesc chiar de nașterea din nou. E o schimbare de locaș. Dar nu singura care trebuie să o experimentăm. E cea mai importantă, clar. Pentru că ne introduce, ca să zic așa, în familia lui Dumnezeu, în împărăția luminii. Deci e cea mai importantă trecere, ca să zic așa. Dar odată ce am trecut și suntem copii al lui Dumnezeu, Scriptura ne spune, trebuie să creștem. Trebuie să ne maturizăm. Astăzi mă opresc aici. Continuăm mâine cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze.